Un proiect susținut de Check Bank și Jidvei. Dragi prieteni, cine spune război, spune armată. Iar dacă spui armată, te gândești la soldați și la ofițeri. Ei bine, în episodul de astăzi vom vorbi despre doi ofițeri armatei române care au avut un rol crucial în istoria noastră a primului război mondial. Acești ofițeri au fost Alexandru Averescu și Constantin Prezan. Cei doi, Averescu și Prezan, au fost într-o continuă competiție și nu s-au simpatizat foarte mult între ei, drept care și eu aici îi voi aminti în ordinea lor alfabetică. Așadar, Alexandru Averescu s-a născut în aprilie 1859, într-un sat din regiunea Odessa, din Ucraina de astăzi. La vârsta de 22 de ani, absolvise școala militară de la Mănăstirea Dealu și, după studii superioare în Italia, în anul 1896 ajungea atașat militar la Berlin. Odată cu intrarea României în primul război mondial, Averescu și-a jucat cartea destinului său în campania de la Mărășești și Oituz, în care el a condus armata a doua română și a știut să facă din niște soldați țărani niște eroi. În anul 1918, Averescu a înființat un partid numit Liga Poporului, ulterior Partidul Poporului, cu ceva succes inițial, dar care ulterior a eșuat, pentru că Averescu pur și simplu nu avea talent politic. Rivalul de o viață al lui Alexandru Averescu a fost colegul său de generație, Constantin Prezan. Acesta s-a născut în ianuarie 1861, în comuna Butimano din nordul Bucureștiului. Iar la vârsta de 35 de ani, locotenent colonelul Prezan era ofițer ajutant al viitorului rege Ferdinand. Mai puțin cunoscut în istorie e faptul că Prezan, în jurul anului 1900, avea și el un tânăr ofițer aghiotant. Iar acesta este, dacă numele vă spune ceva, Ion Antonescu. După stagii și studii în Franța și Germania, colonelul Constantin Prezan va participa la al doilea război balcanic, unde unitățile de sub comanda sa n-au fost afectate de epidemia de holeră în măsura în care au fost afectați alții. În august 1916, generalul Prezan era comandantul Corpului 4 de Nord al Armatei Române, cu sediu la Iași. În octombrie 1916, Armata de Nord a stârnit admirația regelui Ferdinand prin maniera în care a rezistat pe Carpați. În noiembrie 1916, după bătălia pentru București, generalul Prezan a fost numit șef al Marelui Cartier General, poziție în care va sta până în martie 1920, adică la câteva luni după ocuparea Budapestei. Acești doi mari generali români au fost și ei oameni cu păcatele și orgoliile lor. Averescu, mare iubitor de femei, după mărturia unora, a participat din plin la lichidarea răscoalei din anul 1907. Iar Prezan a fost antipatizat în cele din urmă de către discipolul său Ion Antonescu, după ce a refuzat să conducă un guvern de Uniune Națională în septembrie 1940. Alexandru Averescu a murit în anul 1938, în vârstă de 79 de ani. Iar Constantin Prezan a murit în anul 1943, la moșia sa din Vaslui, în vârstă de 82 de ani. Ceea care i-a împăcat într-un fel pe cei doi generali a fost Academia Română, care în anul 1923 i-a făcut pe ambii membri de onoare. Iar mai apoi regele Carol al II-lea, care în anul 1930 i-a făcut pe ambii mareșali. Iar morala acestui episod este să mergeți în sala Ateneului Român din București și să priviți fresca de acolo. La extremitatea ei stângă veți vedea pe cei doi generali, Averescu și Prezan, cum apar printre titorii României mari. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.
Un proiect susținut de CheckBank și Jidvei.